Robert este un sibian cu inițiativă. Vrea să își ajute concetățenii și să le transmită nemulțumirile mai departe, către consilierii locali. A găsit o metodă inedită. Bea o cafea cu oricine vrea să discute despre cum se poate îmbunătăți aspectul Sibiului și despre cum se pot rezolva problemele sibienilor. Cafea o dă el, locul îl alege interlocutorul. Robert spune că a ales această metodă pentru că își dorește ca Sibiul să arate din ce în ce mai bine, iar părerile sibienilor și felul în care văd ei rezolvarea sunt importante și de aici trebuie să plece întregul proces. Pornesc această campanie de audiențe non-formale în spații neconvenționale, fiind interesat să îi cunosc direct pe sibieni, dar mai ales pentru a identifica problemele, nevoile și aspirațiile concitadinilor mei în relația lor cu primăria municipiului Sibiu și cu reprezentanții administrației locale. Cafeaua este un bun prilej pentru o discuție serioasă, dar și pentru socializare, a spus acesta pentru oradesibiu.ro.